Majoritatea parlamentară de opoziție a votat în a doua lectură pentru proiectul cu privire la modificarea regulamentului Parlamentului, fără să ia în calcul nicio propunere din partea deputaților din fracțiunea PCRM de opoziție, dar și din partea deputaților independenți. Toți ei au atenționat că acest document limitează serios dreptul opoziției la libera exprimare. Această inițiativă a fost examinată încă acum o lună, însă atunci așa și nu s-a ajuns până la procedura de vot, întrucât majoritatea parlamentară nu avea voturile necesare pentru că deputații alianței lipseau de la lucru. Astăzi, regimul a readus în discuție modificările la regulament. Regulamentul Parlamentului eu mi-l retrag. Două amendamente care vizează sancțiunile materiale, adică 50%, chestiile astea. Reieșind din acest fapt, deputații PCRM au declarat că, potrivit legii, proiectul propus la vot trebuie să fie supus mai întâi dezbaterilor în lectură finală. Iar reieșind din faptul că proiectul a fost dezbătut în a doua lectură ceva timp în urmă și după aceste dezbateri deja unii din colegi vin cu alte propuneri de a-și retrage anumite amendamente care au făcut parte în raportul dezbătut pentru a doua lectură și pentru a nu devia de la procedura legislativă. Deci este absolut necesar ca acest proiect de lege nu numai să fie dezbătut și aprobat sau neaprobat în a doua lectură, dar obligatoriu să fie trecut și de lectura finală, domnule președinte, altfel riscăm să fie aprobat un proiect care din start n-a respectat toate procedurile legale. Astfel, opțiunea noastră este obligatoriu să treacă o lectură finală. Un detaliu important este că actualul regulament care a fost adoptat de guvernarea comunistă a fost atunci supus expertizei din partea Consiliului Europei. Prin urmare, deputații PCRM au cerut ca amendamentele inițiate de regimul de guvernare la fel trebuie supuse expertizării. În cadrul dezbaterilor din partea fracțiunii au fost mai multe propuneri. Având în vedere că Republica Moldova se află sub monitorizarea Consiliului Europei și având în vedere că textul actual al regulamentului Parlamentului a fost expertizat de Consiliul Europei, noi am propus ca în lectura finală să votăm aceste amendamente doar după ce vom avea expertiza Consiliului Europei. Poftim, chiar dacă votați astăzi în lectura a doua, în lectura finală, trebuie să avem expertiza Consiliului Europei și după aceea votăm în lectura finală. Însă reprezentanții majorității de guvernare nici pe departe nu doreau să audă de lectura finală. Autorul, fie ca proiectul de lege sau ca amendamentelor, este în drept până ultimul moment, dar ultimul moment înseamnă momentul de vot, să-și retragă inițiativa sau propunerile. Altceva nimic nu s-a întâmplat. Iată de ce conchid și rog, stimate domnule președinte, conform regulamentul să votăm acest proiect, având toată claritatea, în lectura a doua, ea fiind și ultima. Șeful de partid a cerut, Corman a executat. Majoritatea de guvernare, în pofida solicitărilor din partea opoziției, a aprobat amendamentele la regulamentul Parlamentului. Dar, potrivit deputaților din opoziție, acest lucru s-a întâmplat cu un număr insuficient de voturi. Rog să fie inclus în stenogramă că nu au fost voturile cele care au fost anunțate, deci au fost persoane care nu au votat, au fost mai puține voturi decât au fost anunțat de la microfoane. Asta pentru procedură și pentru stenogramă. Pentru că regulamentul s-a adoptat cu încălcări grave și abateri grave de la legislație și inclusiv a regulamentului Parlamentului. Nu au fost voturile necesare pentru aprobarea acestui regulament. Nu ați avut 51 de voturi. Potrivit proiectului de lege elaborat de Partidul Democrat, deputații nu vor mai avea dreptul să vină în sala de ședințe a Parlamentului cu megafoane, să blocheze tribuna parlamentară și microfoanele, să discute subiecte care nu sunt incluse în ordinea de zi, chiar dacă acestea se referă și la situații excepționale. Mai mult decât atât, deputații vor fi impuși să-și formuleze întrebările în doar un minut și nu în două, cum era până acum. Declarațiile vor fi limitate până la 5 minute și nu 7 ca la moment. În cazul în care aceste noi reguli năsprite vor fi încălcate, deputații vor putea fi amendați. Anterior, președintele Parlamentului Igor Corman a recunoscut că modificările corespunzătoare sunt introduse pentru că deputații comuniști sunt prea activi și adresează multe întrebări.